Bine ați venit în comuna noastră, comuna Roșcani. Mă numesc Gheorghe Ugilovel, sunt primar din 2008 în această comună. Doresc să vă prezint în comunitatea noastră, în satul Rădin, o bisericuță ridicată de pe timpul voivodul Ștefan cel Mare, în anii 1485, care poartă denumirile Sfintii Voivozi Mihail și Gavril. Este o comoară extraordinară această bisericuță pentru cei care vin. Intrând aici, parcă merg înapoi în istorie, merg înapoi în timp și retrăiesc momentele în care străbunicii sau oameni înaintașii noștri văd momentul cum ei au trăit în biserică. În ziua de astăzi se trăiește într-un fel, fiecare om trăiește în felul lui, dar intrând aici, parcă ne aducem aminte sau ne gândim cum au trăit înaintașii noștri din punct de vedere spiritual în bisericuța aceasta. Ne aflăm în comuna Roșcani, satul Rădin. În satul Rădin, zis popular dealul Movirii, care o știe mulți locuitori din comuna noastră, se află un investitor care este un om gospodar. Văd că e foarte frumos în solarele care le prezintă aici, roșiile, ardeile populare, cum le spunem noi, și care are făcute niște solare care beneficiază comunitatea noastră și chiar și angajații noștri care sunt aici, muncitorii noștri, care beneficiază de aceste legume foarte dulci și foarte plăcute. Cultivă pe suprafață de 50 hectare de vie pomicultură și 3 solare de legumicultură, roșii, ardei și alte legume. Să rupim roșii. Să gustăm un pic roșia de Roșcani. Puteți veni la Roșcani să vă cumpărați roșii de la noi, la Roșcani, din comuna Roșcani. Da, suntem în satul Roșcani, la școala primară numărul 1, după cum o știi toți sătenii din sat. Dar această școală a fost clădirea, sau casa mai bine spus, a boierului Mania, care a fost pe aceste locuri. Povestea cu boierul și cu grânile o știu de la bunicul meu, când spunea că într-un an la Paști nu le-o da boierul, ci să cuvine oamenilor care lucrau la el. Trebuia să le dea, că vinea Paștele, făină, un bănuț, brânză, ce le dădea el, produse. Și nedându-le aceste produse, în toamna anului ăla, am uitat anul când spunea că era după al doilea război mondial, după ce a fost foamea aia în 45-46, boierul avea undeva pe un deal, aici se cheamă dealul mare, avea grâu, acum sunt viile, domeniile lui domnul Lungu. Acolo avea boierul grâu și îmi povestea bunicul că s-au dus și au dat foc la lanul cu grâu. Boierul a văzut treaba asta, că i-a dat foc la lan, s-a împrumutat de la alt boier de la Botoșani, nu știu cum îl chema, nu-mi mai aduc aminte, mai este cineva aici în sat care s-ar putea să țină minte cum îl chema, și au trimis oameni de aici din sat cu carele, cu boi, cu cai, cu boi, și au adus de acolo grâu de la Botoșani, și în toamna aia le-a dat la oamenii de aici din sat care au lucrat la boier, le-au dat grâu, le-au dat făina, le-au dat tot ce se cuvenea. Cam asta ar fi povestea, din câte știu despre boierul
mania din, la noi din zonă. Ne aflăm în biserica cu framul nașterea Maicii Domnului din satul Roșcani, comuna Roșcani. Biserica noastră a fost construită în anii 1818-1819 de către boierii de atunci din sat. Prima catapeteasma acestei biserici a fost donată atunci când s-a construit biserica din satul Vâlcele, comuna Vlădeni de astăzi, iar în locul ei a fost adusă această catapeteasmă care se vede de la o fostă mănăstire de pe teritoriul comunei Roșcani cu hramul Sfânta Treime. Parohia aceasta a fost înființată în anul 2001, atunci când am fost numit de către înaltul Sfințitul Daniel ca fiind paroh la această parohie, până atunci ea figurând ca filie pentru parohia Rădeni, tot comuna Roșcani. Parohia noastră este o parohie mică, dar inimoasă, cu oameni credincioși, în primul rând, cu oameni de bine, cu oameni săritori, care tot timpul când au câte un impuls de acesta, vin și ajută oriunde este nevoie. Mă refer și la cazuri de inundații, cum au fost anii din urmă, mă refer la construiri de biserici din alte localități, dar atunci când sunt, să spunem, impulsionat sau cineva le cere ajutorul, nemijlocit o fac. Dar acest lucru se datorează doar credinței lor și bunăvoirii lor și nu că le-ar prisosi foarte multe lucruri, pentru că sunt o comunitate săracă, să spunem așa, fără prea multe resurse materiale, dar ei fiind harnici și mărinimoși, să spunem, ajută ori de câte ori se poate. Ne aflăm în satul Roșcani, județul Iași, pe dealul satului Roșcani. Aici, în partea stânga noastră, avem pădurea cu 400 de hectare de păduri, dintre care avem mai multe feluri de arbori, dintre care stejar, gorun, ulm, frasin, salcâm. Și pe lângă arbori ăștia mai crește o specie de arbuști, cărpenița, care este protejată de mediu. Ce să spunem, este o zonă aici la noi unde arată splendid, că în stânga e pădurea, în dreapta avem satul și de aici, de sus, de pe dealul satului, se poate vedea tot satul. Este foarte pădure întreținută, îngrijită și protejată până la urmă, că de acum ajungem chiar în zona unde avem un vale aici, Cărpenița. Este o arie de 35 de hectare care este protejată de mediu. Ne aflăm în satul Roșcani și pe lângă pădurile care le avem, avem și multe heleștei care sunt populate cu anumite specii de pește, crap, caras, novac, ten. Și acest pește ajunge chiar și în oraș, pe mesele orășenilor, în piețele din oraș, la oamenii din sat de aici, la care noi suntem mulțumiți de fauna care o avem în zona noastră. Este o arie protejată la care aici avem pe aceste heleștei și multe păsări migratoare chiar. Avem lebedi, avem pescăruși, egrete,
rațe sălbatici, dintre ăștia lișițe. Noi vă așteptăm la pescuit. Pescuitul este gratuit, chiar în Heleșteu, din spatele meu. Poate să vină să pescuiască oricine vrea. Nu este restricții. Poate să vină la pescuit cine dorește și cui îi place peștele și să stea la pescuit. Noi vă mulțumim și vă așteptăm în comuna noastră Roșcani.